Mama Angelușa de Vasile Alexandrii Iată, iată și mătușa, eu sunt mama Angelușa, care știu de scânteci mii și orice soi de doftorii, pentru farmeci de iubire și drăcii chiar peste fire, nici cel mare cornorat nu-i ca mine de învățat. Așa zău, boier dumneavoastră, nu că mă laud, dar puteți întreba și pe coconu' Cum, doamne, iartă mă zic? Unu ca am cea cu barba în furculiți și cu o alunică cât nu ca pe vârful nasului. De mult ce tot trecuse, asta iarnă pe la ferestrele cu coniței, ia ca poznă, că-i uitai numele, cu conița, una cam limonie la față și cu ochii în doi peri. Ei, îl apucase pe bietul cu conoșel, o tuse de cele cu urechile lungi, ca să nu zic vorbă proastă, și numai eu am putut să-l tămădui de dânsa, bat-o pârdalnicu, că se pâncuibase, se mă morog în el, ca în casa ei. Știți ce i-am dat să be? Ceai de cucută. Fer la un loc cu un snob de pipăruș roș și dres cu puțin tică terpentină, ca vreo doi litri și mai bine. De-atunci să-l auzi ce glasare, are, cum cântă din ochtoc, glasul al optălea, ți mai mare dragul să-l asculți, parcă e o roată de carne unsă. Când vrea să zică te mirce, îi face gâtul scârț și, doamne, mare frumos îi mai șede. N-ar fi de ochiul mititelu. Cindura? Că pomenii de de ochi. Trebuie să vă spun, boier dumneavoastră, că mă pricep și la descântece, mai de decât baba cloanța. Știu să fac și cu ulcica, de ți se zburlește chica când auzi dracii șoptind și prin oală borboind. Atunci vezi cum vine suboară, prin văzduh, ca o cucoană, voinii cel de dor nebun, pe o prăjină de alun. Doamne, mulți cuconași zăresc eu aici, cărora le-aș face de dragoste cu ulcica. Da, că nu l-ar fi cubănat. Ea îmi spuneți drept, sărut tava șochișorii, să vă fac acu să nebuniți după mine. Cât sunt de bătrână și de hardughită? Doamne, ce m mai pupa? Ce m mai dismerda? Ce m mai numi? Înger cu păr galben. Și eu m-aș fasoli chiar ca o madamă. Dar și spinișor, monsiu, dă-mi pace, monsiu, vai de mine. Ce vrea să zică una ca asta? Mondio mon Dieu, je vous prie, pardon. Ei, dar nu vă sperieți, că așa glumesc eu. Da, de cumva aveți ceva ahturi la suflet și vă picat tronc la inimă vreo cu coniță frumoșică. fie și cu bărbat. Tot una Să vă învăț eu meșteșug bun. Prindeți un liliac în noaptea ajunului bobotezei și îl îngropați într-un furnicar. Peste trei zile rămân din el decât două ciolănașe subțirele, un cârligel și o lopățică. de atinge cu conița cu cârligelul. Te vedea Dumnezeu, ai prins păsărui ca în lat. de i lovi bărbățelul cu lopățica, l-o lua dracii. Se duce de a tumba peste nouă mări și nouă țări. Curată socoteală. Ei, dar până la Liliac, veniți la mama Angelușa. Știu să strâng în apă rece, cărbun roș vreo 15. Pentru acei puțini isteți ce le zic că de ocheți. Știu a face case bune și le stric, zău de minune, mai dihai și mai dibaci decât cei ce stric baraci. Aș putea să vă spun multe case stricate de mine, dar mi să nu se supere cineva și oare cine. Mai știu leacuri multe încă, pentru cei ce zac de brâncă și cote lingușitori, șed pe brânci de multe ori. Mai știu iar o doftorie ca să scapi cu dibăcie de acei ce port minciuni ca o marfă de nebuni. Pentru cel care stă culcat pe brânci și necinstește omenirea, puind-o în rândul dobitoacelor, după cum spunea răposatul dască pralea, Dumnezeu să-l odihnească, cel mai bun leac ca să-l vindeci, și să aduci vreo patru surugii de la poștă și să le poruncești ca să ureze ca în ajunul Sfântului Vasile cu harapnicile pe spinarea lui. Peste un ceas, un ceas și jumătate, să fii sigur că se scoală din brânci în picioare și rămâne vindecat pentru vecii vecilor amin. Iar pentru cei cari, aruncă venii cu limba peste unii și alții, dacă vrei să nu mai clevetească cât ori trăi, să iei o sută și mai bine de ace englizești și să le înfingi în vârful limbilor. Pe urmă, să le scoți câte un, unul și în locul lor să presori sticlă pisată și amestecată cu praf de piatra iadului. Dar mai spune minciuni vreodată, vina mea să fie. Credeți, credeți pe mătușa, că sunt mama Angelușa, cunoscută aici în ieși și nu fac la nimeni greși pentru farmece zvestită și de mulți chiar ispitită. Drept dovadă, vă uitați! țara e grea de fermecați, acu farmecile ca farmecile, dar cât pentru ale gospodăriei. Apoi nu s-a dat pe fața pământului o jupâneasă mai iscusită ca angelușa. Nu că mă laud, dar știu să fac de toate bune, vuci, dulcețuri de minune și beltele de gutăi care scot dinții cei răi, cozonaci de modă nouă, fără unt și fără ouă, și învârtite ce mă jur, pot sluji de coafiuri. Cine va vrea să mă iei jupâneasă în casă, îi scuti de marșan de mod și apoi îi mai aduc și alt folos. Dacă are copii, să-i de pe mâna mătușii și de spasmuri și le descânde de ochiul ca mai bine că eu am umblat pe unde și-a înțărcat dracu copiii și am deprins de toate. Știu să fac descânteci grele pentru orice boale rele, precum boala de turbat, de bârfit și de furat, sau de -a șerpilor mușcare, sau de cea rea boală care schimbă sufletul în român și îl preface în păgâni dar mai ales boier dumneavoastră, ce știu eu bine, îi să le cuiesc de friguri, de dureri de cap, de dureri de măsele și de urât. De pildă, l o pe cineva frigurile, fie lui acolo, pune-i frumușel trup în apă, cu gheață, și îi dă să mănânce vreo doi harbuși necopți. Pe deasupra, dă-i să bea lapte crud și botezat cu apă de ploaie. Peste un ceas, e gata. Pentru dureri de cap, cunosc două leacuri fără greș. Le-am învățat de la răposatul doctorul Flaimuc, care s-a dus de mult pe cea lume, ca să-și vadă bolnavii. Ei, dacă-i durerea din răceală și-i nouă, pun vreo zece ferari să bată cu ciocanele cât e ziul lica de mare. Și în vreme ce ți-or bocăni la ureche, și-s plecat cu capul pe tipsie plină de manga la prins." Iar dacă i durerea veche și înrădăcinată, n-ai decât să te tunzi schilug. Și părul ce rămâne pe cap, să-l smulgi cu cim strica fir câte fir. Cu chipul ist a scos toată răutatea din cap și rămâi pleșuf. Dar te afăr, pentru dureri de măsele, cel mai bun lucru să nu te dai pe mâna doftorilor de dinți. Sau, dacă nu te vindești cu atâta, să iei sâmburi de persică și să-i strici cu măseaua ce are. Iar dacă nici chipul aista nu-ți folosește, să plătești gura de trei ori pe zi cu vitriol clocotit, la tot unul dat câte un feleșan mare, ca în rețetă. În sfârșit, pentru boala urâtului, care e boala cea mai a dracului din lume, ascultați, dragi boieri și cuconițe, holtei, fete, văduvițe, de vreți numai decât să vă treacă de urât, lăsați iute, casă, masă și cu inima voioasă, alergați-vă sfătuiesc la teatrul românesc. Ce vă spun eu? De să mai ține urâtul de dumneavoastră? Să nu ziceți angelușa. Credeți, credeți pe mătușa, căci sunt mama angelușa, cunoscut aici în ieși și nu dau la nimeni greși. Eu sunt gata și ferice de a sluji pe toți aici. Când îți vrea să vă slujesc, pam, pam, pam și eu sosesc. Aceasta este o înregistrare CărțiAudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările CărțiAudio.eu sunt din domeniul public.